Ne-am făcut hârtile? Da. Da, da, cred că ni le-am făcut, nu? Da, da, s-a făcut. Așa. Nu vreau să vă mai zic acum. Hai, încep tu, zi tu. Vă zic. Am comandat mâncare de la o firmă dintre asta de care livrează mâncare acasă, multă. Super mișto. Super bună. De la aia cu oala? Da, aia cu oala. Cu oala în nume? Da. Super bună. Băi, fac o treabă foarte bună. Super mișto, da. Oala cu bunătăți, n-am primit bani de la ei. Da, nu, dar chiar e foarte bun. Dar, da, și chiar un, e bun. Îți zice aplicația când ajunge șoferul la tine, ți-o duce frumos. E un concept tare. Da, da. Și la efectiv, aia știu cazul firmei respective, mă rog, am pămit niște cunoștințe comune. Aia e o firmă făcută efectiv de niște oameni care mergeau la job și au pus bani deoparte și s-au împrumutat și de la bancă și din mai multe părți și au făcut compania aia. Adică e o companie făcută cu bani munciți din salariu și după aia a început... Și înainte să ziceți că bogătașule, că nu știu ce, că o să avem și discuția asta, bă, au fost două feluri de mâncare a câte 6-7 porții. Să trească ție, ți-a luat mâncare cu oala, stai un pic. Bă, dar stai așa că am fost și eu și Carla, iubita mea. Că am cumpărat pentru amândoi. Păi dacă e cu oala, da, nu? Păi da. Și am cumpărat mâncare joi, două feluri de mâncare, un desert și încă ceva să gustăm, o salată beof. Au fost 300 de lei, boss. Și am avut mâncare inclusiv luni eu. Deci câte zile v-a ținut mâncare? Joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni și încă mai am acum. Păi și e foarte bine, boss, e păi foarte mai bine. Păi să-ți gătești, frate. Da, boss, exact. Să nu stai în bucătărie o oră, să speli vase, să... Bine, e un anumit tip de mâncare care e bună 4 zile. Adică, aia, da, adică așa în principiu e, da, trebuie să fie mâncare cu sos. Da, da. Dacă încerci să mănânci un grătar după 4 zile... te întinzi. Nu, te întinzi. Chiar o forțezi un pic. Da. O să fie catering în GTA 6 oare? Ca să facem și trecerea. Bă, dar niște firme o să fie în GTA 6 s-au anunțat? Firme gen legit? Da. Mă îndoiesc. Dacă, adică asta e o alegere a Rockstar-ului să nu facă asta. Da. Pentru că sunt convins că disponibilitatea din partea firmelor să bage bani sigur există. Adică sunt convins că ar da bani, nu știu, de la Rolex la nu știu cine să aibă un magazin, nu știu ce au început cu una super premium, dar nu contează. Sunt multe firme care ar da bani să aibă un magazin în GTA, gen Louis Vuitton, GTA, lângă locul în care ai emisiunea. Da, da, adică da, sigur s-ar putea face bani de acolo. Îmi imaginez că da, mă gândeam acum la mașini. Că asta e primul lucru care ți-are în loc. Mașinile nu sunt branduite niciun fel, sunt copii, nu știu, fața e de Audi și spatele e de BMW. Că de obicei GTA cam așa face. Bine, asta se întâmplă și în viața reală în ultimii... În ultimii ani, ce e drept, s-a cam terminat. Eu oricum, mie mi se pare că cumva furatul ăsta de design se întâmplă cumva cu un acord tacit sau chiar explicitat neoficial între ei. Uh-huh. Adică un fel de non-combat. Adică... Okay. Bine, să nu ciordești ca, nu știu, GLE X6, gen. Cazul ăla probabil că a fost prea extrem și s-a... Cupeul ăla SUV, da. S-a sesizat cineva acolo. Dar în rest pare că își iau design-uri și ar trebui să fie mai multe procese în raport cu câte mașini vezi foarte da, asemănătoare. Uh-huh. Mai sunt alea, mai sunt unele de-astea coreene sau chinezi, brand-uri astea care n-ai auzit, care arată aproape identic cu anumite mașini. Nu știu cum se numesc brand-urile alea, dar... Da. Da, nu, stai că acum mă gândeam dacă mi-aduc aminte, dar acum sunt niște nume dintre astea, Sky Active, Sky Căcat, nu, e s-o băgă la creație, măcar la nume s-o băgă la creație. Da, GTA 6 e cel mai mare produs media din istorie. Cel puțin, cel puțin la lansare și ca dinamică de creștere, da, mă uitasem la un moment dat ca IP, Intellectual Property, pe primul loc e de mulți ani Pokémon. Uh-huh. Deci Pokémon a făcut, nu mai știu, peste 100 de miliarde venituri totale de când e, dar Pokémon are 30 de ani. Ok. Rockstar, ca să vă imaginați la ce nivel este, GTA 5 a avut buget 256 de milioane și a generat 8 miliarde. Are o medie de 1 miliard pe an venituri generate. Da. Iar ăsta se estimează între 1 miliard și 2 miliarde de buget. Producție. Producție plus promovare. Da. Că promovarea, ca și la filme, că știu că la filme de Hollywood așa e, promovarea este
minim cât bugetul filmului. Adică okay, dacă filmul are buget 250 de milioane, mai pui încă 250 de milioane promovare. Promovare, da. Așa când am auzit prima oară, când am citit prima oară articole, am căutat cât a costat jocul. Și am găsit 1 miliard, 2 miliarde și mă gândeam, bă, nu, mănâncă căcat, nu se poate. N-a costat Avatarul, adică n-a costat nimic. Te duci, nu știu, cred că nu doar trimiți oameni pe lună, le faci o reșelă, adică... Da, 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 cartier, da, da. O grădiniță, o fermă de melci pe lună atâta costă, probabil. Așa e, da. Dar văzând veniturile, că totul era portat la venituri, că nu contează, adică cheltuit 1 miliard, dar au de gând să facă 10. Asta-i. Garantat o să facă. O să facă, nu? Da, da. Garantat. Pentru că... Uite la GTA 5. GTA 5 n-a mai funcționat ca și single player. Adică ai povestea și atât tot. Și după aia tot contentul s-a concentrat pe GTA Online. Și încă se joacă lumea GTA Online și e chiar în topuri. Bă, pe mine nu m-a prins, să știi, seria. Zic cinstit. Adică nu m-a prins. Seria GTA... Seria GTA în general și nu e vorba de seria în sine, ci tipul de joc. Uh-huh. Adică tipul ăsta de simulator cumva de altă viață, să am spunem înțeles, așa. Da. Adică simulată viață, un fel de Sims cu violență, bagaboante, blackjack și droguri. Bagaboante și droguri. Da. Nici Sims nu m-a atras, adică eu prefer escapismul sau cum vrei să-i spui total când mă joc, adică prefer povești, sci-fi, fantasy, nu știu ce, okay, nu cu oameni adevărați. Da, într-adevăr, la nivel de imersie, univers construit și așa, e foarte tare. Recunosc chestia asta. Asta așa e, da. Am încercat, m-am jucat așa punctual pe la diversi oameni pe acasă. Nu mi-am luat niciodată vreun joc GTA. Deci eu sunt poate printre puțini oameni care nu și-au luat GTA. Da. Dar apreciez chestia asta. Am văzut trailerul. Acum să comentăm un pic trailerul. Nu putem să vi-l arătăm. Va trebui din nou să dați pauză, vă uitați la trailer și reveniți, pentru că au avut o politică foarte clară în privința playerii trailerului în altă parte decât pe star lor, pe Rockstar. Da. În momentul ăsta, ia dă-i un pic, minimize de asta, în momentul ăsta are 100 de milioane de view-uri. Într-o zi. A făcut 100 de milioane într-o zi, da, de view-uri. Și e în locul 1 în trending pentru gaming. Vreau, cred că e în primele locuri în trending pentru orice. Da. La overall. Adică are dinamică, nu știu, nici la Mr. Beast și așa n-am văzut chiar 100 de milioane într-o zi. Am văzut, nu știu, 10 de milioane, nu știu, dar 100 de milioane e enorm de mult raportat la orice. Ai văzut, știi, easter egg-urile? Ai văzut easter egg-urile din trailer? Nu știu despre easter egg-uri, dar ce vreau să zic, poți să lași cadrul ăsta că e asta super e, reprezentativ. Da, în privința cadrului ăsta vreau să spun vis-a-vis de cum arată oamenii, că până la urmă e un joc cu oameni despre oameni, ca să zic bine, toate sunt cu oameni despre oameni, dar asta e realistic, așa se vrea fi realistic, realist, realistic, mă rog, așa. Știți voi? Da. Oamenii mi se pare că au ajuns personajele umane, din punctul meu de vedere, cum o simt eu, în zona aia de Uncanny Valley. Adică arată suficient de mult a oameni ca pentru o secundă creierul tău să aibă impresia că sunt oameni, dar după aia suficient de mult a personaje digitale încât să. Și mi se pare ambiguitatea asta, nu știu cum o să prindă la publicul larg, dar pentru mine mi se pare un pic bizar, adică prefer mai degrabă convenția asta, e un om electronic, sau familie să arată ca oameni adevărați. Chiar mă întrebam când mă uitam la trailerul ăsta cât o să mai dureze până când o să fie jocuri în care o să fie efectiv 1-1 ca și când ai juca un film. Aha, ok. Cu siguranță se va ajunge acolo, adică AI-urile și puterea de procesare va ajunge în punctul în care va putea reda 1-1 oameni și să te joci efectiv cu oameni. O să fie trip, sper să prind. Chiar mă gândeam aseară, oare o să prind ca vârstă treaba asta. Maxim 10 ani. Da, eu aud chestia asta de ceva timp, adică nu e, adică am mai auzit, da, poate, nu știu, dar deocamdată este în zona în care, este în zona în care pentru o secundă ți se pare că sunt personaje reale și după aia... Bă, dar eu zic că există, numai că nu e făcut pentru mase momentan, că nu duce. Primul indiciu e că o să fie în Vice City. Ok. Ca în GTA Vice City, adică o să se concentreze pe acea zonă. Și care e practic Miami, nu?
Mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin, da. Mai e mie, nu? Da. Așa. Da. Asta e, aici vreau să discutăm despre chestiile astea. Asta a fost pe bune. Astea sunt chestii luate din realitate. Asta a fost știre. Da, păi, asta Florida a fost, Man. Da. Asta a fost din nou, asta e dintr-un clip real. Asta e la fel, chiar a intrat un crocodil, da. Da. Aia cu baba. Asta. Da. Baba cu ciocane. Da, ăsta e unul la unul cu pușcăreașul real. Da, ăsta pare că i-au făcut cumva o mască digitală, da, sau ceva peste. Da, și avem pe protagoniști aici în... Pe protagoniști, pare că se merge pe poveste Bonnie and Clyde, așa? Da, asta e, exact. Asta e senzația? Exact, avem female character ca și personaj principal. Am zis că n-a mai fost chestia asta de ceva timp, de ceva foarte mult timp. Eu sunt pentru treaba asta. Categoric, acum o să vedem dacă... Cum o să se desfășoare jocul, dacă o să te lase să alegi să joci cu unul dintre ei, adică cumva să joci de două ori jocul, odată cu ea, odată cu el, sau dacă o să fie ca în GTA 5, unde te puteai schimba între ei. Treaba e că întotdeauna GTA-ul a avut o formă de anti-erou, așa. Ia uite, ăsta e frumos cadru. Adică GTA-ul întotdeauna a avut un anti-erou, un fel de... Personajele principale erau cam bulangii așa toți, nu? Da, eu discutam despre asta și eu am zis de Franklin din GTA 5 că el cumva n-a fost rău așa intrinsec, doar căuta să-și facă un trai. Da, nu știu, nu celelalte... așa în detaliu, asta a fost impresia mea. Da, celelalte două, da. Sunt curios cum o să meargă, în ce direcție o să meargă cu ăștia, adică cât de... Și eu. Și eu. Cât de nasoi. Că Trevor din GTA 5 e bully în ce Da, sens? Știi jocul Bully? La liceu, da, nu. Tot un joc de Rockstar făcut. Și cumva ca un univers Rockstar, da, în care da, se întâmplă da, lucruri da, da. Și copilul de acolo e personajul din GTA 5. Interesant. Da. 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 GTA 6. GTA 6 vine în 2025. Fucking huge. Când vine în 2025? N-avem de unde să știm. Probabil că în toamnă, probabil. Da. Atunci e vremea jocurilor, în toamnă. Și content. Se poate face vreo speculație cu jocul ăsta? Adică nu știu. Nu. N-ai cum, nu? Am înțeles că o să fie foarte mult content. Te vând bilete undeva, poți să le cumperi, să le vinzi mai scump după aia. Da, da, da. Există da, vreo da. Ceva, niște de-astea, collector's boxes, de-astea. Microtransactions pe iteme. Da, știm sigur asta? Da. Okay. Poți să ții lanți, dinți de astea? Ok. Da, Florida e un loc bun pentru GTA. Miami e un da, loc bun. Da, Florida da. Man. Mai voiam să mai zic ceva, dar nu mai știu ce. Scandalul cu trailerul care a fost licuit, îl știi? GTA? Da. Trailerul oficial. Oficial. Care acum. Da, el a fost licuit cu o zi înainte aproape și GTA când a văzut că s-a licuit a zis că bine, hai, luați-l. S-a iscat o întreagă supărare în rândul developerilor care ziceau că nu o să mă uit, că nici ei nu știau exact ce a ieșit. Și ziceau și ei că bă, nu o să mă uit la leak-ul ăsta, o să aștept să mă uit la pe trailer când apare alături de prietenii mei, de colegii mei, nu știu ce. Deci da, și aparent leak-urile au apărut de la un fiu al unui angajat de la GTA. Asta zic ei. Asta zic ei. Dar da. Scandalurile astea în general sunt bune, că mai fac mai fac o tură în plus de hype. Da. Adică nu poți să știi exact. Aia, îți dai seama, da, poți să zică orice. Da, întrebarea e dacă dau sau nu dau pe cineva afară, cred că așa... Mă îndoiesc. Da. Aștept gameplay, asta mă interesează. Vreau să văd un pic cum funcționează. Din ce se vede aici, poate să fie super, super, mega groundbreaking pe grafică sau poate să nu fie. GTA 5 a fost destul de bine optimizat, adică mergea și pe mai mid spre low end PC. GTA 5 a apărut ca un salt mare grafic, așa, da, din ce țin minte când a apărut, arăta semnificativ mai bine ca predecesorii. Și avea niște caracteristici dintre astea
dacă te lăsai cu elicopterul la nivelul mării, apa se modela după curenții din elicopter. Avea tot felul de chestii din astea care au fost. GTA 1 era 2D, nu era ca bombă. GTA 1 și 2 au fost 2D. Bird Eye View, așa. Era ca Snake. Da, da, da. Cu oameni, nu? Da, așa era. Ia căută mă voia să vedem GTA 1. În GTA 1 nu aveai nici măcar hartă. Te luai după o săgeată care ți arăta pe unde să o iei, dar tu gen nu știai eu exact pe unde să o iei. GTA 1, hai să vedem. Da, au scăpat ceva vecinii noștri. Hai că o să dau de aici, dar o să dau doar așa. Așa asta arăta. E GTA 1. Asta e GTA 1. Da. Bine, la vremea respectivă, bănuiesc, era... Era de shit, bombă. Mă gândesc și eu, da. Adică, cred că concura cu Space Invaders, nu? Și da. Cu din astea. Da. Cu Tetris, adică asta era concurentul. Oricum, Tetris și că a fost foarte mult timp cel mai bine vândut joc. Da, 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 da. Groundbreaking și așa. Mission complete, stai că vreau să găsesc săgeata aia. A, uite, după săgeata asta te luai tu să mergi la misiuni. Adică tu nu aveai hartă, nu aveai nimic, pur și simplu, da, a fost, GTA 3 a fost un huge upgrade, că GTA 3 a fost primul care avea third person, așa. Concura cu privitul pe geam ăsta, să-mi da, da. Deci era, efectiv, astăzi, efectiv. Astăzi ce fac, mă uit pe geam sau mă joc? Mă joc GTA 1. Căcatul ăsta de joc. Da. Asta. Bă, nu zic, nu, bă, că nu era de căcat, era, dar, și era foarte mult un driving game, nu? Driving, da. Da, și la striptease cum arăta când te duceai în GTA? Puteai să te duci în GTA 1? Nu mă îndoiesc, cred că ți-a arătat doar acoperișul la clădire, știi? Nu puteai să ieși tu un sifilis corect? În... Păi așa, stai, că nu știu unde au apărut... Bolile venerice? Sper că GTA. Nu există, eu am zis la plesneală, dar nu cred că există. Deci, în San Andreas puteai să ai iubită, puteai să mergi la ea acasă, dar ți-a arătat doar un drone shot... cu casa și cu niște sunete pe fundal. În GTA 4 nu știu, GTA 4 n-am jucat mult prea puțin. Cred că a fost și prost optimizat și nu... GTA 4 e... Ce a s-a fost... întâmplat în GTA? Că GTA exact. 4 nu știe cineva era ce s-a întâmplat. Ni... A? A fost fail? Fail, un ia fail bun. GTA 4. Dacă îl crecuiai, aveai un mod de erai beat în continuu. Păi da, asta era anti... și cunosc acest mod. Am experimentat și eu cu modul ăsta. Full game walkthrough. Hai că vreau doar un shot așa. Nu știu ce se întâmplă, se zboară cu elicopterul. A fost bun, dar n-a mai fost bun. Ceva îi lipsea. Ești un Nico Bellic care... A, e ăla cu Nico Bellic, mă. Da. Gata, mă, gata. Nico Bellic, mă, băiatule. Da. Și ești cu vărutul ăla... Ia uite-l, l-am găsit, cred, sper. Sper să-l fi găsit. E cu ruși sau cu ce? Da. Cu ruși e? Da, da. Nico are un shout-out și în GTA 5. La primul heist din GTA 5 mi se pare că... sau nu, când voiau ei să spargă Banca Mondială Națională, o chestie de asta, și se întrebau ce oameni să mai aducă pentru heist, cineva dintre ei zice că ăla a murit nu știu ce, ăla s-a întâmplat, s-a convertit la... că aveau o religie a lor în joc, că și aia da? A fost amuzant. Ce religie? Da. Un fel de cult în care dădeai bani, foarte mulți bani, nu primeai nimic în schimb decât, adică mă rog, dacă dădeai destui bani și erai destul de investit, la un moment dat îți primeai o capă din cultul respectiv, atât tot. Și am mai zis de, and there was a Russian guy, but he went quiet. Și Russian guy-ul e Nico Bellic. Am înțeles. Da, deci asta e shout-out-ul, da. Am înțeles. Da, nu mi-a displăcut neapărat, m-a enervat foarte tare că a fost foarte prost optimizat și nu îl puteam eu juca ca lumea. Dar GTA 4... Dar optimizat te referi că jocul ăsta se lansează doar pe consolă și după aia se optimizează pentru PC? Sau ce se întâmplă? Adică în ce sens optimizat te referi la... Făcut pentru... Optimizat prost pentru calculator...
în ideea în care aveai nevoie de niște componente foarte puternice să-l ții constant măcar la 60 de frame-uri. Am înțeles. Uite, de exemplu, Eurotrack Simulator 2 e foarte prost optimizat. Poți să ai calculatorul de pe lume, dar o să ai frame drops. Că na, e un joc atât de complicat și cu o grafică atât de bună încât nu e boss, nu poți să ai calculator pentru el, da. Da. GTA 5, în schimb, a fost super Marea mișto. Marea Oltului, am înțeles că se randează greu. Se randează greu. E cu defileu cu astea, și cu stângi. Și când e aglomerație, e rău, e și mai greu. Da. E și aglomerat, se randează și prost. Da. Mamă, ce randare, sol. Și vorbești cu ceilalți camionagii virtuale. Mamă, ce prost, ce randare proastă. Am prins randare pe... Știi, de ce ai întârziat? Mi s-a blocat. Am prins? Se randa Marea Oltului, n-am avut cum să... N-am avut unde pe unde să-l calc, n-aveam asfalt. Da, n-am avut cum să trec, că se randa. Da. Așa. Da. Da. În schimb, GTA 5 a fost ok. Așteptăm acum... Ah, GTA 6 o să apară în 2025, dar o să apară pe console. Pe ce console? Pe Xbox, ăsta ultimul, și pe PS5. Da, mă gândeam că pe Nintendo n-are cum să apară. Nu. Și... că ăla e mai fantasy friendly, kid friendly. Da, da, da. Nu prea se amestecă cu... Nu poți să... Cu târfe, droguri, bătăi. Nu poți să bați prostii toate de pe joypad-uri, știi? Da, da, așa adică e. Tu ai muțunache pe joypad. Știi, nu, bă, e rău. Câte nenorociri rău. Făceam. Nu poți să te tai cu haitienii. Da, 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 nu prea ai cum, da, așa e. Da, și nu știu când apare pe PC. Să vedem. GTA 5 a apărut la o perioadă după ce a apărut pe console. Da. Ce să zic, să fie într-un ceas bun. Doamnește, să prindem și momentul când vom vedea lansarea. Uite că se întâmplă și lucruri bune pe lume. Da, mă, corect. Așa, și acum să... am găsit, apropo de viitorul gamingului. Da. Prima oară de la început, prima oară n-am înțeles exact ce se întâmplă, pentru că am fost distras de ce se întâmplă aici. Am înțeles. Mai puțin de ce se întâmplă aici. Eu credeam că o să implice un green screen ceva, că am văzut șosete, am văzut bluză. Nu, așa e, așa îți îmbracă. Crezi că o să da. Dă-i play. Și ce se întâmplă e că... Ce se întâmplă e că este simulator de ghepard. Da. Deci dacă vrei să te simți ca ghepardul în savană, dar oricum am înțeles cum funcționează. Ea n-a înțeles cum funcționează, dar vă zic eu. Deci când aici. Da, când ajunge chestia aia, tu trebuie să te clatini pe chestia aia, dar femeia a luat mult prea serios rolul de pisică de savană. Da, 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 așa e. Și i-a dat tare. Dar uite că a pierdut, gata, a luat foc. La final ai văzut ce se întâmplă? Ia a luat foc, foc ghepardul. E ca exact ca în viață, că am văzut și asta pe National Geographic, se întâmplă, nu știam. A atins 88 de mile și s-a dus în viitor. Da, se produce combustie instantanee, da, așa da. Se numește, la gheparzi. A explodat, ai da, văzut? Da, da. Dar ecranul ăsta nu pare foarte bine pus aici. Pare foarte prost securizat. Da, asta pare genul de căc. Dar tu zici, și asta iei ca simulator doar pentru ghepard sau îl folosești și la altceva? La ce altceva? Stai un pic, despre ce vorbim? Tot ce înseamnă simulator de 4PD, probabil. Mă gândesc. Adică presupun că poți să te joci și Stray sau astea, nu știu. Dar nu, că pisica nu merge așa. Nu. Mamă, ce... Simulator de sex nasol. Da, nu, e rău. E rău ce se întâmplă. Da, deci a apărut și asta, dacă vreți. Până ce apare GTA 6, give it a go, da. Da, exact. De mai departe. Acum. El o să fie al treilea caracter din GTA. Băi, ar fi tare. Ar fi tare. Gigi în GTA 6. Ce tare ar fi. Ce tare ar fi. Și se poate să joci cu Gigi, Luțu sau Mitică Dragomir. Ăștia să fie. Bă, cu Mitică Dragomir. Ilie Dumitrescu. Sir, sir Ilie Dumitrescu. Deci ar fi tare să fie un GTA cu Gigi. Dă-i niște timp. Ar fi tare să existe un joc, oricum. Mi se pare, băi, este genul de personaj care merită un joc. Are o percepție asupra lumii foarte interesantă, adică și felul în care vorbește. Deci am pregătit o știre, că n-am ales doar o poză, să-l vedem în poză. Am pregătit și o știre cu
sfatul pe care l-a dat lui Tavi Popescu. Vreau doar să vedem pe Tavi Popescu, prietena lui Tavi, o iubita lui Tavi Popescu, Octavian pe numele lui complet. Și acum putem să dăm, și sunt și niște poze aici, putem, dă-și tu niște, așa, să vedem despre ce e vorba. Deci, Nea Gigi s-a concentrat pe... Nea Gigi s-a gândit, având în vedere relația lui Octavian Popescu, să-i dea niște sfaturi ca să aibă succes totuși în cariera de fotbal. Așa, și hai să citim. Dă-i mai departe, că am pregătit și avem textul. Direct... Da. Acum o să citesc citatul. Dacă vrei să faci fotbal, chiar dacă ești căsătorit, trebuie să gestionezi relația de împreunare cu nevasta ta. Dacă vrei bani mulți din fotbal, trebuie să spui, ne împreunăm o dată pe săptămână. Dacă o iei pe una și în fiecare seară, împreunare, 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 sau duci seva și puterea. Mai ales acum, când fac tot felul de împreunări, de vai de noi. Eu niciodată nu m-am băgat în viața particulară și degeaba îi zici cuiva. Dacă oamenii ăștia vor să facă, așa fac. Nu ai ce să-i faci. Eu le dau sfaturi. Cei care vreți să deveniți milionari, dormiți separat în camere separate. Și când vrea soția ta să vină la tine în cameră, să vină. Sau când vrei, tu te duci. Dar să nu dormi cu ea în cameră. Dacă stai cu ea în cameră, sar ca lupul pe oaie. Deci aici nu e ca în Bachi. Când i-a zis tasul lui Bachi că bă, fă sex, că atunci deblochezi. Împreunare. Niște... Fă împreunare. Împreunare că... era un cuvânt bun pentru Bachi. Da. Adică era genul de era din context. Pe care să-l auzi la Bachi. Da, 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 da. Așa e, așa e. Adică n-a fost ca la Bachi, că i-a zis tasul, bă, dă-și tu o împreunare că îți deblochezi niște puteri mai... Da, împreunare ăsta este un cuvânt ciobănesc pe vechi, nu? Adică era, nu, de acolo pare, vine, nu, pare. Din zona aia, cu animalele, ce fac animalele? Se împreunează, nu? Ah, da, corect, așa e, da. Așa e, nu, e un cuvânt din zona rurală, că eu îl țin minte așa cumva din copilărie. În spatele capului. Că prin medii mai degrabă rurale, să da, spun așa. Da, împreunare, împreunare. Deci, asta e sfatul omului. Să o dată pe săptămână, împreunare. Împreunare o dată. Ca să fii în vână, am înțeles. Oricum... Bă, acum înțeleg și eu salariile fotbaliștilor. Bă, dumți. Dacă e așa bă, de știu, greu... Bă, nu fi adevărat, nu fi adevărat asta cu împreunarea... Nu știu, mă, habar n-am. Am auzit și la boxeri și la sportivi și la... Am înțeles că... Asta am auzit și eu, da. Și explicația ar fi că ești cumva mai da, fioros. Mai da, feral, așa, un pic mai scăpat de sub control. Dar da, este... Întrebarea mea e vorba de... Făcutul de sex sau de ejaculare sau în sine? Pentru că asta, eu am auzit teoria asta, că de fapt ejacularea te omoară. Adică sex ai putea să faci, dar să nu ejaculezi. Asta am auzit înțeles, eu ca teorie. Am înțeles. Apropo de împreunarea la sportivi. Dar e nasol asta cu ejacularea, cât poți să o duci, știi? Păi cam aia e, da. E nasol. Se mai intră mai tare prin alunecare, te mai frești de un coleg. Cât și o mai ții, aia e. Se pot întâmpla și... Aia e, poți să ai... Îți dai seama să vezi un atacant, tu portar fiind, care vine spre tine cu 60 de kilometri la oră, cu 60 de kilometri la oră, mingea la picior și o erecție monstruoasă. Asta e, cred că asta ar fi... Te distruge. Bineînțeles. Te distruge. Nu știu de ce să te apere, asta e. Că... Sau la basket, când se sare, știi că de multe ori se sare și ajunge, știi, exact în dreptul ochiilor. Poți să-i scoți și ochiul omului la o adică. Dacă ai caracteristicile, da, necesare... Dar există meseria asta, nu știu, psihologul la sport. Cine ar trebui să se ocupe de asta? De asta? Păi, nu știu. Zi-mi, ăsta care se ocupă de problemele hormonale. Cum îi zice acestui medic? Endocrinolog? Endocrinolog. Ăla se cred, ocupă? Cred. De împreunare? Cred, nu știu. Da, și îmi place că a zis că nu vrea să se bage în viața particulară. Dar totuși... Dacă vreți să fiți milionari, dormiți separat. Bă, înseamnă că o fi avut ceva tatălui George acolo. O fi Băi, știut da, el ceva. Nu e și partea cu milionarul, dar partea cu dormitul în paturi separate... Da, el se referă la sportivi astea cu dacă vreți să deveniți da, milionar da, ca da, sportiv. Da, clar, da. Că nu cred că milionarii, știi, dacă ești în IT sau ceva, nu te împreună. Bine, de fapt, dacă ești în IT, iarăși e posibil să nu te împreunezi. Da. Nu știu, poate e o zi. E o zi... Generalizare, da. Dar și discriminare. Posibil. Sunt sigur că și ei se împreunează la fel ca toată lumea. Da, de recomandat ar fi cu alte persoane. Da, exact.
Dar da. Hai să-i dăm mai departe. Așa. Scandal după prestația lui Albert N.B.N. Bă. La balul bobocilor din Giurgiu a fost plătit de părinții elevilor cu 7.000 de euro și a cântat versuri cu tentă sexuală și înjurături la adresa profesorilor. Bă, asta e o știre recurentă, știrea asta o tot aud de când eram eu mic. Da, mi se pare că se fură un curent extraordinar pe acest subiect. În primul rând, nu cred nici măcar o secundă că profesorii, directoarea liceului, părinții nu știau ce cântă băiatul ăsta, Beto. Cât o să ne mai considerăm copiii cretini? Asta e întrebarea mea cea mai arzătoare. De ce are lumea impresia că dacă ne zice Beto că fute pizde și omoară oameni într-o piesă, copiii asta o să facă? Adică atât de cretini credem? Nu știu, e o întrebare. Boss, oamenii au crezut că Speak e Spike. Deci eu atâta. Da, mi-ai demontat așa, mai demontat. Eu atâta, în condițiile în care Speak vorbea cu Bordea despre Spike. Da. La persoana a treia, practic, pentru că oamenii crezând că el e Spike, asta ar fi însemnat că l-a acceptat să vină la podcastul. Deci asta implică. Deci, da. Ca să ne dăm seama ce implică ca un om să creadă că Speak e Spike în contextul emisiunii, este că el și-a închipuit că ăsta Bordea a venit în emisiunea unui care e a Babardine Vasta, care, deci prietenii cei mai buni, la el în emisiune la podcast, iar ăla repovestește și îl întreabă ce s-a întâmplat vorbind despre el la persoana a treia. Da, 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 așa. Știi? Dar au crezut în emisiune sau au crezut înainte? Au crezut după emisiune. Eu știu că după emisiune. Denis, nu? După nu, emisiune. Eu știam că înainte. După emisiune, nu? După emisiune. Și după emisiune. Eu știam că au fost că ei au atins subiectul ăsta în podcast. Au făcut emisiunea ca să Da, și au atins subiectul ăsta și știu că Speak zicea că a primit foarte mult hate, că l-a confundat lumea cu Spike. Și după? Și după, da. Doamne ferește. Și după, deci tu dai seama cam cum trebuie să fii. Da, așa e, dreptate. Așa și dar în continuare, boss, nu, adică plus că mai e o problemă. Eu mi-aș fi pierdut respectul pentru Bordea dacă s-ar fi întâmplat chestia asta cu adevărat. Adică mai e și o problemă de logică internă pentru mine ar fi dacă ok, înțeleg că n-ai știut că te înșală nevasta cu cel mai bun prieten, după aia au plecat, au făcut o super super nasoală, dar după aia îți dai seama cum era Bordea să fie de acord să se ducă la podcastul lui să vorbească despre asta, mai rău ca Will Smith în pana mea. Da, nu s-ar fi întâmplat. Adică era da, e absurd să presupui, da. Și cum ar putea, adică, da, e, deci este o, tu dai seama, pe altă lume. Așadar, așa. Da, mă, dar nu, în continuare, adică să nu. Da, mă, sunt de acord că discern ce... Să nu te interesezi pe ce dai 7.000 de euro și să fii surprins când vine Beto să zică de pizde și de droguri și de astea. Boss, hai să fim serioși. Mă rog. S-au dat sau ce? S-au întors niște bani acolo, a? Da, eu așa asta, și asta mi se pare, adică sunt foarte umflate prețurile astea. Dar ceea ce a uluit pe toată lumea au fost versurile pe care el le-a cântat în fața copiilor. Problema cred că a fost și unde s-au sesizat este că am înțeles că s-a luat cumva de directoare și de aia de acolo. Nu știu dacă ideea de directoare la modul general sau dacă cine? Mod specific de aia, de aia de la școală gen. Așa. Aia a fost, adică... Cine sau Beto s-a luat da, de... Da, 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 în versuri cumva, ia dă mai jos puțin. La asta s-au sesizat, adică ei s-au simțit, la asta zic, deci ei s-au simțit că s-a luat de... Aoleo. Da, nu, boss, mi se pare că își caută cu orice preț o justificare, un nod în papură. Deci aici probabil că s-a făcut cum se fac la toate combinațiile astea, la toate cântările astea, exact ce zicea și Denis. E foarte probabil, nu avem de unde să știm, nu putem să spunem, adică trebuie disclaimer că nu avem de unde să știm asta. Dar de obicei se fac șpârle de genul unul din părinți sau cineva îl știe pe ăla, îl aduce pe ăla, artistul probabil păstrează din banii luați o parte și o parte îi dă înapoi lui aia care a organizat.
Iar părinții sunt profund dezinteresați, bro, despre asta e vorba. Bă, da, stai un pic. Părinții, deci părinții, asta e de fapt e problema. Deci părinte pe părinte îl doare fix la banană, deci tot ce face copilul. Da. Foarte mulți părinți nu interesează. True. Pe principiu a plecat la școală, duce acolo, sau dacă și dacă am bani, îi dau bani să se descurce, dacă n-am bani, oricum trebuie să-mi văd de ale mele că n-am bani și trebuie să sunt așa. Da. Și, e greu să crești copii. E super fucking greu și nici nu trebuie să fie ușor. E greu. Adică e greu să crești următoarea generație de oameni care să participe la căcatul ăsta de societate. E greu. Bineînțeles. Și foarte mulți efectiv au renunțat. Sunt foarte mulți părinți care pur și simplu nu se implică și probabil că nici nu interesează. Asta e realitatea. Și nu, pur și simplu, nu, cred că habar nu aveau. Dar ți se umfle vena pe gât când tu deja ești la concert, deja ai dat banii, deja ăla e pe scenă, deja ăla zice că dă prin gură la directoare sau ce mai zice și tu ai o problemă cu asta. Dar mă, frate, asumă-ți faptul că ți-ai luat-o în gură și că n-ai știut să verifici exact. Pe cine chemi. Exact. Atât de simplu. Da. Și hai să fii serios, boss. El a venit și a prestat ce prestează ele. Clar, adică nu adică, n-a zis că vine cu gașca și zurli și el a venit cu de mafioși și a început să taie cu briceagul. Da, că dacă venea și cânta Madonna, piese da, de Madonna, exact. Da, cere-i banii înapoi, că te-a păcălit. El exact. Vindea ceva și a venit cu altceva. A venit și a livrat exact ce s-a discutat. Și știe, el mai vine să facă, bineînțeles. Da, mă, nu. Și avem discuția asta în condițiile în care... Să fim serioși, ei când erau tineri, acești părinți, ascultau B.U.G., ascultau Paraziții, pula mea, Valahia are o piesă, pula pizda coaiele, ești ce nebun? Tâmpenie. Adică hai să fim serioși, tâmpenie. Ne căcăm da, pe noi aiurea. Au început războaiele, pula intră în butoi, bă, hai sărim și noi, pula mea. Adică, bă, era ceva... Bă, era de o... Pe vremea aia erau niște melodii, deci găseai niște compilații de piese... pe niște CD-uri care de mult fuseseră date, adică care erau date uitării din momentul lansării. Da, da, și da. Erau, bă, ceva, deci niște trupe și niște chestii, nu știu dacă mai găsesc pe acasă. Da, mă, nu, și toată retorica asta, vai de mine, ia uzi ce cântă, dar o poezie n-ar ști. Ba da, boss, ar ști poezia lui Mihai Eminescu, balada Pulii, aia o știu. Că, vai de mine, nu știu o poezie. Bă, ne căcăm pe noi aiurea. Eu sunt fiert pe subiectul ăsta. Că suntem de o falsitate și de o ipocrizie ieșită din comun. Da, da, da. Da, aici atrag linia. Da. Exact. Adică, hai să fim serioși. Că... Aici atrag linia. Vai, dar cum s-a întâmplat asta? Când zicea Mihai Eminescu că luatea și-n pulă mândro, nu mai zicea nimeni nimic. Artă! Artă! Bă, ce frumos! Bă, cum a zis Mihai Eminescu, coia în penis! Bă, da, da. Mă rog, da, asta e, adică... Asta livrează. Asta da, livrează. Exact. Cum am și zis... Dacă ajungi în punctul ăla în care pur și simplu nu știi ce cântă Beto și ești la ce a fost, la balul bobocilor și îl vezi că ăsta înjură și așa, asumă-ți faptul că n-ai fost în stare să-i cauți o piesă măcar să vezi ce cântă și că, nu știu, în capul tău, nu știu, părinții mă gândesc că se gândesc că și-au luat țeapă de 7.000 de euro, că nu, adică nu știu, nu dar, pot să-mi dau seama cine, ce... Dar, ia de mai jos un pic, te rog. Dar cine a făcut scandal? Asta e întrebarea. Așa... Cine? S-a creat un adevărat... Că sunt niște cuvinte, s-a creat un adevărat haos sau... S-a creat un scandal. Ok, ce scandal? Ce s-a întâmplat efectiv? Părinții, probabil, că cum o conduce la școală? Da, mă... Conducerea școlii nu a rămas indiferentă și a reacționat spunând că nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat la balul bobocilor. Dar cum ai acceptat să se facă un bal al bobocilor? Că nu da, e deci o reacția, petrecere... Deci reacția școlii a fost că nu ne avem nicio treabă. Da, exact. Și a precizat că artiștii au fost invitați după ce a fost realizat un sondaj cu privire la cântăreții preferenței copiilor. Ok. Adică... S-a creat un adevărat haos. Ce haos? Bă, și asta cu haos. Probabil că s-a trezit cineva, un părinte, un profesor, un ceva, să posteze și să... Da. Da. Da, ok.
Bine, haide să trecem mai departe. Aici se taie porcul. Și acum, întrebarea este, avem imaginea cu tăiatul de porc. Care este lorul din spatele acestei imagini? În primul rând, asta e un păianjen gigantic în fundal, vreau doar să... Da, asta m-a cutremurat și pe mine, că pare că e mare, e de companie, e ceva, nu știu ce e. E de la de Valea Prahovei, păianjen de Valea Prahovei. Urechi de porc. Și acum întrebarea e, cine credeți că este în asistență la tăierea porcului? Cine a făcut poza? Ia să vedem. Ia uite, Gașca Jurli. Cum erau aia cangrenă? Gașca cangrenă, din Powerpuff Girls. Băi, frate, băi, șalul ăsta, mă, frate. Deci, pare... niște supereroi fashion. Da, bă, da. Da, dă zoom, dar aici, zona asta ne interesează cel mai mult. Da, în primul rând, dă în stânga, puțin, stânga, așa. Băi, frate, am observat moda asta extraordinară cu șaluri, da, cu șaluri de-astea până jos în pământ. Așa se poartă. Se poartă până jos, până la bocanc. Nu, e o modă. E o modă cu șal de ăsta foarte lung. Dar mie mi se pare rețeta perfectă într-o olojire. Pentru că, practic, da, dacă e călcat pe ăla... Sunt, da. Deci, e gata. E game over. Da, nu, e rău ce se întâmplă. Așa. Și e din ce în ce mai rău. Adică, ok, decent... Da, ăla primul, cred că e cu IT-ul, ăla cred că așa îmi imaginez că e... Da, sau e proprietarul cabanei, ceva, o chestie dintre asta. Aici e ok, pijamăluță cu bocanc, aici e automasochism. Da, și asta moda asta șapte cojoace, eu mai știu, am mai văzut-o la femei. Aia șapte cojoace, da. Când ai bluză, sacou, haină de blană, ai... A pus toate cojoacele și după aia vine asta care zici că e hipnotist sau ceva. Zici că i-ar trebui să se dea la testul ăla de daltoniști la carnet. Doamne. Îl vedeți pe Cătălin botezatul. Nu, văd doar niște dungi, nu e bine. Doamne, oribil. Iar asta e aia? E Bădulescu? Dar nu știu. Așa nu știu. Zic, asta e vibe-ul. E proastă calitatea, de eu zic că ea e. Da, arată ca și cum ar fi ea, da. Ea e. Dar pare veselie așa. Bă, nici nu mă îndoiesc că n-a fost. Adică o tăiere de porc e mereu cu veselie. Deci, dacă nu se ceartă vecinii și dau cu toporul în cap. Deci mă, așa ar arăta X-Men, filiala București. Deci dacă și-ar fi deschis ăla Xavier ăla și-ar fi deschis filiala la București, așa ar fi arătat. Știu că e chiar filiala București, eu mă gândeam la ceva teleagd, ceva, nu știu. A? O chestie dintre asta, un pic mai de la marginea Bucureștiului. Crevedia. X-Men Crevedia, ăștia sunt. Da, ce să zic, la tăiere de porc, deci așa... N-am știut că așa trebuie venit, o să mă conformez. Da, o să iau răpirea din seara aia lui bunica și ultimul lucru pe care îl vezi. E ăsta? Bă, tu îți dai seama cum se face carnea aia toată ațoasă, cu gâlme, când moare porcul. Îi se face pielea de găină? Da, mă, nu. Îi se face pielea de găină la porc? Da, garantat. Asta pare că puterea ei este că te ceartă până nebunești. Probabil. Asta mi se pare. Da. Da. Gata, păi hai să trecem la următoarea. Așa, dă-i fără sunet, că o să relatez eu care e povestea oricum. E... Deci amuranta asta. Da. Amuranta asta e celebră pentru că e celebră. Este un cam girl din ăla de TikTok, nu? Un, cum se numește? Twitch. De live streaming. Twitch, pardon, da, o streameriță de asta de Twitch. Care e acum pe Kick. Care e acum pe Kick și care a fost la începutul Pools and... Hot Tubs, Pools and Bitches, nu? A fost pe la începuturile curentului. Da. În care Twitch-ul practic devenise un fel de platformă de asta pentru... Soft porn, așa.
Sofor și simping, curentul da, de simping, da, și anume corect, de a petrece timp cu femei necunoscute pe internet și cu alături de alți zeci de mii de necunoscuți, da, care toți au impresia că e prietena lor și care donează bani, practic. Căcălău. Căcălău. Da. Și ea și-a vândut apa de baie, este celebru caz cu apa. Asta de... a fost prima, da, primul da, instant. Da. Și-a vândut apa de baie pe niște, o sumă. Mult. 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 Da. A, și ce? Farțină jar? Așa, da, și a făcut și asta. În, Da. Și acum a făcut bere. A făcut bere folosind... bere fermentată din... cum se numește? Yeast, cum se zice? Yeast. Nu poți să spui drojdie. Ba da! Drojdie vaginală drojdie. Nu e chiar acolo. Drojdia vaginală, bă, nu e chiar acolo. Sunt efectiv secrețiile vaginale. Da, drojdie. Azi. Da. Ia te caută, frate. Dex ăsta... E drojdie. Yeast este drojdie. Doar că... Drojdie. Drojdia chizdi. Da, nu, de asta vreau, să zic. Nu prea... Nu. A, încerci așa... Drojdia vaginală, mă rog, am scris eu, da. Drojdia vaginală, da. Bă, în continuare nu, îmi pare rău, deci, dar nu. Deci a donat drojdia vaginală către o firmă poloneză. Da, să facă bere. Care au lungit-o, nu știu cumva, deci au... Iau, cred că o cotă parte, a, una la trei, știi, o chestie de asta. Așa, și din drojdia asta au făcut bere. Super! Deci una peste alta, da, merge și treaba asta. Uh-huh. Nu mă miră. Absolut. Păi stai un pic, cine a fost înainte? Cum o chema pe aia? Belle Delphine. Da. Care și-a vândut și ea apa de duș. Da. Dar asta ca bărbat nu poți să o faci, indiferent cât de bine ai arăta, nu? Adică nu vrea nimeni să mănânce castraveți murați de la coaie, știi ce zic? Am purtat aceste bame la cur timp de 3 săptămâni umblu cu... Am aia cea mai nasoală, dar nu știu dacă e foarte apropiat să o zic. Stai așa că am niște șprot la suflet. Stai, da, că nu pot să țin telefonul. Da, da, nu e așa. Rău. Deci n-ai cum, ca bărbat nu poți să faci din astea. Nu poți să faci din astea. Brânză de burduf de la coaie, nu e. Și oricum, dar de unde știi că se boșește ea? De unde știi că nu e ca și cum de unde știi că s-a spălat ea? Așa e, da. Se filmează. N-ai de unde să știi. Nu. Are certificat de autenticitate. Pune vreun pulă rău pe românește Bă, și care e faza dacă tot mergi până acolo, nu înțeleg de ce n-ai face-o. Să o faci pe bune? Da. Dacă tot mergi până acolo și ceri suma respectivă, de ce n-ai face-o? Te speli. Singura problemă la meseria asta de, nu știu ce să zic exact cum face, nu știu, da, cum s-o numesc. IT, practic. Meseria asta de om, da, de semi-om. Da. Singura problemă e că atragi un public de semi-oameni care pot fi periculoși la un moment dat. Adică genul de persoane, segmentul pe care îl atragi cu genul ăsta de chestii, cred că se suprapun un pic cu segmentul de oameni care, nu știu, poate să vină la tine pe stradă, îi se întâmple lucruri nasoale. Asta e rău. Aia da. Asta e rău. Că până la urmă, la finalul zilei, fiecare face ce dorește. Cu apa ei, lui de baie. Există o cerere și o ofertă pentru tot. Da. Bine. Să fie sănătoasă. Și la cât mai multă bere. Da. Nu știu. Să curgă drojdia. Franco! Dă-i. Franco, puoi cantare belle. Viva mamma, vieni qui, amo la sì. A che domanda, vieni mi la e tanta. Cool dance, have a lot, in the right. Yeah, tu già sei qui, stiamo da incanto. Yeah. Băi, băi, mie mi se pare că asta ar putea să fie viitorul tău peste 15 ani
Și viitorul tău peste 30 de ani. Vezi că eu m-am gândit la mai mult la... Deci ai putea, deci... Scuze, eu m-am gândit mai mult la cum am arătat noi doi la episodul 500 din Lonely Fans. Mie îmi place să cred că Franco de fapt este un călător în timp. Și s-a întors și ăsta de fapt e el Franco. E el tânăr, e tot Franco. Wow. Și ălalt e tot Franco. Wow. Cum o să arătăm noi la episodul 5000? Da, 500-1000, cam așa. Așa îmi imaginez că o să fim. Adică e foarte plauzibil ca noi doi să fim ăștia doi. Eu o să fiu Franco. Da, dar nu știu ce cânta tu, asta trebuie să mă gândesc. Dar Franco are un tip de horcăială, ai observat? E horcăiala aia de Marlboro roșu scurt, boss. E horcăiala aia de se poate întâmpla orice, oricând. Oricând. Așa că să ne bucurăm de Franco. Dacă râde un pic cam tare și rămâne cam prea mult fără aer, that's it. Exact. E aia. Aici, la început, da. Râsul ăsta. Face prea mult. Da. Dacă a făcut cu un H în plus. Salut. Salut. Franco. Râsul ăla, știi cum e? E ca aia care aterizează cu avioane de vânătoare pe portavion. Exact. Trebuie să oprească la timp, că dacă nu, dacă s-a ratat, dus. Dacă a ratat pista, s-a dus. Dacă nu-l prinde cârligul ăla din barcă, nu mai e gata. De mai departe. Da. Franco, îi dorim multă. Așa. Mă... Tartare, băieți! Sunt toți care strângeți bani, mașini, averuri, firme. Aici am venit în apă, în gona mea, iau! Vă bagă, Claus, la 2 metri sub pământ. Văd banii și mașinile, mai intră aici. Salutare! Da, asta e o filozofie de viață. Proastă. Da, mă rog, eu, da, e proastă, dar moartea cumva a fost factorul care, într-un mod paradoxal, a fost folosit ca argument de liniștire a claselor de jos mereu. Da. Prima variantă a fost aia religioasă cu, după ce o să mori, o să fii răsplătit în rai. E doar pentru scurt timp. Eu dețin toate averile și pământurile și tu ești vai de pula ta și vin și-ți babardești nevasta când vreau și copiii, poate unul din trei o să moară de foame și toate chestiile astea. E bine în feudalism, nu-ți face probleme. Da. Îți servești pe domnul în momentul ăsta. A, e ce pe domnul pe mine. Adică eu-s domnul. Așa? Era prima oară asta și lumea cumva stătea liniștită și acum e o altă teorie de asta, mai ales prezentă, foarte prezentă în România. Dom'le, oricum când te duci și te îngrop cu mașinile și cu averile pe partea aia, nu ia nimeni nimic. Da, boss, dar tu ești deja în groapă. În ud. Asta e diferența, că tu deja, da, tu ești deja din păcate acolo. Pentru tine, îmi pare rău, adică eu am tot respectul pentru oameni care prestează genul ăsta de muncă, adică nu îl desconsider. A, sunt ce o formă, sapă. Doamne ferește. Dar... împăcarea asta că cumva se duc, toată lumea se duce și o să moară toată. Exact. Adică e cumva, cum spunea Shakespeare, mi se pare marele egalizator asta cu moartea. Uh-huh. Dar până la urmă e nasol că nu te uiți ce se întâmplă și acum, adică... Da, și plus că chestia asta că, ia uite, domne, unde vă mai intră firmele și mașinile? Adică să nu faci ceva cu viața ta cu gândul că oricum nu o să le iau cu mine în mormânt? Da, nu exact. Nu prea funcționează. Și e treaba asta cu, să-i spunem așa, animozitatea, dușmânia asta de clasă. Da. Bogații drecu. Da, exact. Băi, bogaților. Bogații drecu. Băi, voi care stați în vile și în mașini. Și un termen, a apărut un grup de WhatsApp pe care îl frecventez, ca zic, pe care mă aflu. Așa. A apărut vorba de muie banii, care mi se pare foarte bună. Apropo. Da. Bogații drecu, se numesc clarării muie banii. Muie banii. Bun. E bun muie banii. Bun, foarte bun. Așa. Băi, da, este asta, într-adevăr, eu înțeleg că sistemul ăsta capitalist, ca să zic așa, cu siguranță imperfect. Bineînțeles, cu clar. Siguranță niște ticăloși se îmbogățesc, cu siguranță sunt favorizate în multe cazuri niște trăsături de astea de caracter de genul, de tipul narcisist și așa mai departe. Așa. De exemplu, unul dintre predictorii ai succesului în vest, oameni care au făcut milioane sau peste un milion sau peste o anumită limită, narcisismul. Da. Pentru că practic n-ai cum să-i convingi
pe alții că tu ești șmecher și să cumpere lucruri, să-i convinzi, să cumpere... Oricum, practic, cumperi și vinzi. Deci, practic, în capitalism, cumperi și vinzi și nu neapărat marfă. Te cumperi și te vinzi și pe tine. Ok, da. La nivel de cât de multă încredere au oamenii în tine. Deci, practic, este o cumpărare și o cumpărare-vânzare continuă. Și o evaluare a valorii personale continuă. Și dacă tu nu te convingi pe tine că ești cel mai șmecher și așa, n-ai cum. Dar n-ai cum să-i faci pe oameni să te iubească dacă tu nu te iubești pe tine. Revenind la treaba asta, da, favorizează sistemul capitalist și așa favorizează lucrurile astea, dar la finalul zilei e cea mai bună variantă la care ne-am gândit până acum. Da. Adică n-ai cu ce să compari. Și da, și plasa în care cad mulți când încep să compare la nivel nostalgic cu sisteme mai proaste. Comunismul a fost un sistem mai prost. Da. A fost un sistem mai prost. Indiferent cum o dai, cum o învârți, era neviabil din punct de vedere economic, era un sistem mai prost. Vremurile respective, pentru care oamenii nostalgici, mai ales în România, erau mișto pentru că majoritatea nostalgicilor erau peste o anumită vârstă și erau tineri. B, sunt aia tineri care aud despre cum a fost de la alții și ei sunt nemulțumiți de starea lucrurilor actuale și cumva se gândesc, da, pe vremea aia toată lumea avea job, toată lumea mergea la mare, da, într-adevăr, dar atât, adică toată lumea atât, dacă vrei mai mult pentru aia care vrei mai mult, nu se putea, n-aveai cum să faci. Și multă lume regretă interacțiunea umană și dinamica socială, care n-are nicio legătură cu comunismul. Era la fel de mișto și în Anglia, era mult mai mișto. Și în state și peste tot era mult mai mișto. Okay. Și era mai mișto ca România. Era mișto într-adevăr că nu-ți futeai ochii în telefoanele alea, că nu stăteai în pana mea în casă nu știu cât timp. Și chestia asta era valabilă peste tot. Asta cu faptul că comunismul, datorită comunismului, relațiile dintre oameni erau mai strânse, eu nu atribui direct noțiunii de comunism. Da, poate nu era atâta invidie și așa, că n-aveai ce să invidiezi, că toată lumea avea la fel. Dar... asta zic, adică alt sistem mai bun nici nu, mai că n-ai. Da, și să fim serioși, bosule, dacă cineva i-ar da omului ăstuia traiul, hai să zic că nu are 7000 de vile și da un confort, mă îndoiesc că o să zică, a, nu, eu îmi doresc să trăiesc cum trăiesc acum. Come on, și cu toți oamenii ăștia care, băi, bogaților, băi, nu știu ce, care stați voi în palatele voastre. Băs, dacă ți-ar da cineva, nu un palat, dar o casă cu 4 camere, care să fie și încălzită, o mașină și un trai mai bun, sunt fern convins că l-ai accepta. Adică, da, nu știu. Hai să mai da. Sper să iasă din wood, asta e, sper că... O moare un pic față de Adam's Family, așa, adică pare... Da. Groparul Bill, așa, cel știi? Puțin, eu aș merge până la cel puțin șoferul. Da? Da. Bă, eu... Asta mi se pare ok. Și zic și de ce. Da, așa, zi. În primul și în primul rând... este destul de fidelă originalului și asta nu spune ceva despre calitatea interpretării omului ăsta, spune ceva despre calitatea originalului. Da. Deci originalul e o prostie de melodie. Da. El o cântă cât de bine se poate cânta melodia asta, practic, și cu mijloacele aia, că nu știu ce are conectat la televizorul ăla, dar mi-imaginez că e un cornet de hârtie. Adică, la televizor? Scuză-mă. La box. La microfon. La microfon. Nu știu ce are conectat la microfonul ăla, mi-imaginez că e un cornet de hârtie. Sau ce era, sau ce altă mână ținută să formă asta, ca să o dau mai tare. Da. Așa, omul își dă știința, chiar face un efort. Nu știu dacă o face pentru bani, dacă are o căciulă în mână, ceva, cere, nu contează. Pare că face un efort, adică chiar face un efort. Nu, ăla ne cântă și el cât de bine poate. Ia de play. Da, nu sunt... Nu simți, absolut. Domnul ăsta de aici, eu sunt domnul ăsta de aici. Disprețul și... Da, nu m-a câștigat. Nu m-a câștigat absolut deloc. Mulțumim marilor...
Nu știu ce vreau să zic. Ba da, știu ce vreau să zic. Stai două secunde. Stai că mama, astăzi... am vrut să zic marilor giganți, dar mi-a dat seama astăzi că e pe Alzheimer. Da, rău, da. Mulțumim tehnologiei că a adus în buzunarele noastre căștile cu noise cancelling. Da? Da. Pentru că eu n-aș fi suportat așa ceva. Nu? Nu, absolut deloc. Eu nu gust niște chestii, da, pentru mine niște chestii nu sunt Caterinca. Ce părere ai despre lăutarii care vin în mod abuziv la tine la masă și cântă, chiar dacă nimeni nu-i bagă în seamă și nu le oferă niciun ban? Dacă sunt niște lăutari la Hanul Drumețului, ok, e fan un minut. Dacă se dă odată banul, ok, bine, dar după aia când mai vin, deja nu mai e. Și adică ne distrăm, dar trebuie să și înțelegi că, bă, gata, nu mai vreau să mă distrez și atunci nu mă mai săcâi. Contează și unde vin lăutarii. Da, păi adică da. Adică dacă te-ai dus într-un loc cu lăutari, care este promovat și poziționat ca locul lăutarii. Cu lăutari, da. Da, nu te este super că au venit lăutarii. Da, așa este. Dar dacă îți vine cineva la KFC... Lăutari once, da. Shame on you. Lăutari twice, shame on me. Da, exact. Dacă vine cineva, nu știu, la KFC... Au lansat șaurma, ar putea să lanseze și lăutarii până corect. La urmă. Ar putea să fie lăutari KFC. E așa și așa, știi? Priviți, sunt lăutari KFC. Hai cu boxul nou să vin așa cu... Da. Nu-mi dau seama ce ar avea un lăutar în boxul ăla. În primul rând ar bate la o găleată de aia, ar bate talabana pe găleată. Bă, mă scuzați, dar e o eroare de poziționare de marketing aici. Mi se pare că sună mult mai bine McLăutar. McLăutar. Da. McLăutar. McDarabane ar fi extraordinară. McSolo, dacă vrei doar sandwich. McAcordeon. McAcordeon, da. Da. Bun. Deci eu pe asta nu gust. Nu gust, dar... Dar nici nu ei face rău. Da. Să-ți dea la meniu... Mă scuzați, nu, sunt o rempeci. Să-ți dea la meniu acum la Happy Meal, să-ți dea clarinet, acordeon, să-ți dea de-astea. Muzicuță. Muzicuță, dar abană. Corect, de-astea. corect. O topită de aia mică așa, da, triangul, da, bun. Bă, triangulul ăla, ar fi tare triangulul ăla. Nu știu. Îți dai seama? Trianglu? Aveau trianglu la Ikea? Serios? Bă, tu îți dai seama ce inutil e de fapt. Câte chestii inutile există, îți dai seama că trianglul ăla o să intre în anusul unei broaște testoase de Galapagos? O să intre pe pulă unei broaște testoase. O să intre pe pulă trianglul ăla la un animal sălbatic? Tu îți dai seama, pe pulă, adică, efectiv, raportat la mediu, așa, chiar avem nevoie să cumpărăm... Se pare că Denis are. Nu ți-ai luat? Chiar ai, oricum o să-mi iau, îți dai seama. Chiar avem nevoie de trianglu, frate, de la Ikea? Asta, oricum, ăsta e un cadou bun de cadouri. Ăsta e o idee bună pentru cadourile de Crăciun aici, la Happy Fish. Să primească fiecare câțiva un trianglu. Ar fi un final, da. De an, un final bun. Da. Dar nu spuneți nimic și luați-l umușat trianglu, să-i dăm la lecene. Bun. Să-i luăm lumușat trianglu, să băți, am luat cadou de Crăciun, ce? Trianglu. Bun. Frumos. Ar fi bun. Hai să vedem cum trăiești bogați. Aia e, da. Bogați. Da-i. I see on two Americanos instead. It's 500, keep the change. Thank you very much. Have a wonderful day. Ia uite-mă cum pleacă el. Băi, deci este remarcabil. Ia dă-napoi. Vreau să dăm stop pe privirea aia când se deplasează, în care efectiv pare că nu se uită la nimic. Da. Băi, e greu să te uiți la nimic. E la fel acum? De greu ca și când nu. Ia uite-l. Ia uite-te la el, boss. Skynet este Terminatorul, ești nebun. Lasă-l, nu-i da play, lasă-l. Nu, da. Deci oamenii au făcut flex cum își cumpără cafele cu 500 de lei. Da, super. Și mi se pare tare că îi și precizează, zice și verbalizează, zice, ți-am dat 500 de lei, păstrează restul. Păstrează. Ca și când aia n-au observat, nu puteai zici doar păstrează restul. Da. Adică nu înțeleg ce hârtie e asta, n-am văzut. Exact. Ce este asta, domnule Tate? Sunt 500 adică de lei. Bani? Exact. Da. Și da, deci oamenii ți-a... How IKEA made Tate famous.
Nu înțeleg de ce. Nu înțeleg care e legătura. Măi, sunt la IKEA, sunt la IKEA. Au plătit cafele la IKEA cu 500 de lei? Bă, nu știu, dar... Bă, aici, în clipul ăsta, hai că Andrew apare mai puțin. Dar, ăsta cum îl cheamă? Billy, nu știu cum îl cheamă. Cobra, îi se spune, din câte am înțeles. Cobra Tate nu e Andrew Tate? Mă rog, Billy, în fine. Billy Tate. Acest Billy Tate este exact Christian. Definiția cuvântului... Papițoi. Papițoi, bro! Deci, în clipul ăsta mai ales... Acum, stai că-i dau play. Ia uite-l. Papițoi. Gata, nu? Deci papițoi, boss. E pe altă lume. E în Matrix-ul lui ăla rău. În Matrix-ul lui, da. Jesus fucking Christ. Doamne, doamne. Asta a fost înainte să-i închidă, nu? Și după aia ce a făcut? Adică că clipul pare că se termină, ce a făcut? A plecat din local? A luat cafele, le-a plătit și l-a lăsat pe brațul acolo? Cum se termină această scurtă povestioară? Am crezut că aici s-a terminat cafeaua. Nu, că pare că s-a dus în pulă, nu știu unde s-a dus. Aoleu. Gata, dă-i mai departe. Billy Tate. La mulți ani, Billy Tate. La mulți ani, Nicu Tate. Că tot astăzi sunt un Nicolae. Lasă-l fără sunet, că povestesc eu ce s-a întâmplat. Așa. Deci un canal radio, Crad Radio, din America, a făcut o campanie în care spunea că oferă $250,000 oricui își tratează pe frunte cuvântul Crad. O campanie de 1 aprilie. O campanie de 1 aprilie. Da. Și după cum se poate vedea, domnul a luat-o în serios, avea un problemă cu banii, își pierduseră casa. Era, s-a craduit. Era o întreagă, avea și omul probleme de om. Da. Și a scris și omul și-a făcut treaba, adică el partea lui de înțelegere și-a făcut-o până la capăt. A scris cu font bold, a scris cu exact, 128 litere. Nu s-a tatuat în palmă, știi, să dispară peste câteva. Nu. O chestie de asta. Nu, și i-a dat în judecată pe 500.000, adică l-a cerut și daune, da, încă pe atât. Da, că și-a pierdut în eroare. Da, și el și-a pierdut locul de muncă, soția l-a părăsit. Dar tot crezi ce că pățești? Lucrurile astea s-au întâmplat din cauza asta? Asta e că pare cumva clișeic așa, că te-ai tatuat pe frunte și dintr-o dată îți pierzi locul de muncă, familia, casa, chestii de genul. Dar, pe de cealaltă parte, ai sta așa cu un... Bă, ca să le iau banii, da. 250 de mii, aș sta un pic. Te-ai tatuat pe așa, dar acum ai cu litere mai subțiri, nu? Asta vreau să zic, adică un pic mai civilizat, nu chiar așa de nesăbuit, așa... Fără simț de răspundere. Mamă, cum arată omul. E cu foarte mult. Crad. Mă. Da. Și mi-ai trimis una la prima vedere? Zi. M-a trimis una acum. Bagă. Aole. Asta e campion mondial, a cerut scuze. Oh. Mamă, frate. Așa se cere scuze. Da. Power Rangers, asta a fost așa. Au făcut Voltronul de scuze. Da. Voltronul scuzelor. E un Transformers foarte... Mamă, dar ăsta adică ce scuze sunt astea? Sunt scuze învârtite. E poziția de scuze, doar că e pe alt ax. Asta de la final, dansul ăla cu terminatul așa, extraordinar. Extraordinar. Și o să zic că par să fie și niște zone desemnate de scuze. Da, am văzut că sunt... Da. Mamă, asta e cu durere, e nasoală. Mamă, da, a dat, a sărit înapoi, ai văzut? Frumos. Hai să-i dăm mai departe. Am trecut și de asta. Da. A câștigat procesul, a primit 500.000. A primit 500.000. Așa, totul cu... Și de acum cred că poate să-și le scoată, că a apărut tehnologia necesară. Dacă, să... Cum e cu scosul tatuajului? E ok? Îți trebuie mai multe ședințe. Și se mai vede ceva? Se vede ca și cum ai șterge. Știi când ștergi creionul de pe hârtie și îți mai rămâne un contur așa? Ăla e, ăla așa rămâne. Păi mai bine își tatuează căciulă, sincer, că la câți bani are... Ar putea. Statuezi un fest, n-ai treabă. Problema e când te enervezi dacă îți săsuie sângele la cap. Așa. Este că se vascularizează și vezi din nou conturul tatuajului. Asta e. Problema e când se vascularizează capul, zice Gicu, că vezi conturul tatuajului. Da.
Deci asta, chiar dacă e șters... Da, mai exact când ești foarte nervos. Știi lumea exact când ești foarte apare nervos. Apare tatuajul. De. Dacă ne luăm copy strike de la asta, mă pula. O să ne luăm copy strike de la asta, simt. Probabil. Zici? Dar ce piesă o fie asta? Îl știi pe ăsta? Îl știi pe ăsta? Cine e ăsta? Hai să discutăm despre doamna. Hai să discutăm despre doamna. Și după aia discutăm și despre domnul. Eu susțin, eu sunt de da. Umorul ăsta, uite, vezi, aici nu mă supăr la Caterinca asta. Doamna, îți place caterințele cu grași? Cu grași asumați? Care se bucură? Da, mă gândeam acum. Da, doamna se încadrează în acea... Mamă, și se vede că doamna e profesionistă. Știe ce face. Asta e clar că știe ce face. Ba, adevărul e că tortul ăla n-arată rău deloc. Absolut deloc. Aș da și eu un tort de la. Cel puțin ce e aici, lejer. Lejer. Poți să mănânci tot ăla? Jumate, la jumate nu tresar. La cealaltă jumate încep un pic să mă chinui. Mă surprind câteodată cât tort pot să bag. Asta e... Da, bă, e bine. E bine, femeia știe... Da, care-i treaba și care e mersul. Mi se pare că dacă ți-ai asumat acest drum în viață... Ba, adevărul e că n-am încercat niciodată asta, să mănânc și să mă uit la oameni care fac sport în timpul ăsta. Crezi că te simți mai prost? Nu știu, o să verific. M-am uitat într-adevăr la multe din astea de gătit în timp ce mâncam. Adică mă uitam sincer asta, abordarea mea bolnavă cu mâncatul ăsta. Mă uitam, de exemplu, la MasterChef și mâncam. Cumva da, că anulează foamea pe care ți-o face MasterChef. Da, da, anulează foamea pe care ți-o face MasterChef și cumva trăiești și tu felul ăla de mâncare într-un fel, chiar dacă tu mănânci, nu știu, McDonald's și aia fac Chateaubriand, știi? Corect, da, așa e. Dă-i mai departe. Așa. Aoleu, TikTok. TikTok. A, ziceai că vrei să-mi-l arăți pe ăla cu Clean Drinking Water. Put faucets to see if they work. Let's see if this one works. Yeah, dog. We've got more flow. Asta ce face? Dă drumul la robineți? Da, boss. Deci asta omul, e conținutul lui? Da, omul a început... Omul s-a boschetărit în timp. Deci, pe canalul ăsta observ declinul acestui bărbat. Deci conținutul lui e cu dat drumul la robineți? Da, și l-a verificat prize. Și verifica prize? Da. Asta face el. Omul la un moment dat avea o casă, mergea totul bine și a ajuns rău. A ajuns rău. Dar are casă, nu cred că nu-i boschetă. Look outlet, let's see if we acquire the glow. No dog, no glow, no dog, not nice. Look outlet, Mamă, câte droguri frățioare. Yeah, dog, we've achieved glowing. Yeah, dog, we love the glowing. Mamă. Rău, nasol, ia, rău. De mai jos un pic, ce e aia, ce replicul ăla? I acquired a treasure in a parking lot yesterday. It's a broken button within a plastic bag. It's got a safe place to live here now. A salvat nice, un nastere. Warm and dry. Da, omul e pe substanțe sau e nebun? O întrebare foarte, foarte bună. Rainy evening, public outlet test. Let's see if we got the... Oh my gosh, we got the glow. Yeah, dog, we have the glow. Yeah, dog, it's intermittent glow. Yeah. Vreau unul cu așa. I found another public faucet. Let's see if it works. Yeah, dog, this one works. Yeah, dog, I love finding working public faucets. Yeah, dog. E ceva. Da, multe lucruri rele oricum. De mai. În acest... Și continuăm. Hai că terminăm... Ce ai primit de Moș Nicolae? Un panou de șeptari. Exact, un dublaj. Asta. Ce bine ți-am semănat, ce bine mai am... Ok, hai să închidem muzica. Da, e o fetiță care joacă la păcănele. Joacă la dublaje la păcănele. La dublaje, da, și după aia bagă... Da, nu e ieșit, a nimerit vreo 2-3, nu e ieșit. Da, se știe oricum că copiii sunt cu 5% mai eficienți la dublaje. Da? Da.
Și asta înseamnă că practic au aproape 100%, pentru că oricum 50%. E 50%, da, corect. Nu, glumesc, ar trebui să vină poliția și protecția copiilor. Bineînțeles, bineînțeles. Dar ar trebui amendat. Ar trebui amendați ăștia, frate, adică casa asta de pariuri. Exact, adică e o casă de pariuri, că sunt multe chestii afișate, da, pe perete. Nu se poate sesiza nimeni, nu mai e amuzant în primul rând. Deci pe lângă că s-a filmat chestia asta, au ales să mai o și posteze. Da. Eu și... părinților ăstora îmi pare rău, dar le-aș lua dreptul de a fi părinți. Nu e amuzant, păi, absolut deloc, nu e drăguț nimic în asta. Păi oricum nici nu știu cât de părinte poți să fii dacă pierzi bani la păcănele în continuu. Corect, și alegi să-ți aduci copilul să joace. Adică, boss, să-i faci creierul terci. E grav rău de tot ce se întâmplă. De ce e asta funny? Tu îți dai seama că asta se, deci ce se întâmplă aici, dacă e cu Tasu acolo sau cu cineva, se creează o asociere între jocul de păcănele și timpul de calitate petrecut cu părintele. Da. Și cumva omul respectiv, toată viața, ca să caute sentimentul pe care l-avea aici, va juca la aparate. Adică e simplu, nu e extrem de simplu, da, adică nu e mega fucking, e acolo, e mega, da, fucking easy, adică nu e... Jesus fuck. Bine, hai să mergem mai departe, că e... Nu mai vine Moș Crăciun pentru că ești prea mare. Dacă anul ăsta nu mai vine Moș Nicolae pentru că ești prea mare. Moș Nicolae. Nu s-a poate așa! Mamă, ce... Mamă, ce se întâmplă, boss? Mamă, frate. Damn. Bă, Moș Nicolae trebuie să vină ori și când. Asta e, chiar și la adulți. Da. Ar trebui să fie o lege nescrisă. Bine, clip original știi că e cu unul pe care era poliția la pușcărie și na, plânge toată lumea după el. Asta e, dacă vrei, că am simțit că vrei să discutăm un pic despre clipul original. Da, mi-era să nu fi murit cineva atâta. Nu, eu știu că le-ai pe respectivul la pușcărie sau o chestie de asta, le-a cu mașina. Sau merge el la pușcărie, o chestie de asta. Mă rog. Merge el la pușcărie. Da, da. Nu s-a poate așa! Zici că e World of Warcraft, da, frate. Deci zici că e World of Warcraft. Orice, da. Deci. Eu n-am știut că avem așa ceva în flota armatei, da, dar aparent avem și mașini dintre astea James Bond, like, care dau cu ulei, dau cu fum, să nu vadă inamicul unde suntem. Ia uite. Poate fi folosite și ca aparat de fum pentru nunți, dacă... Da, e ca la mașinile normale, consumă ulei. A plecat motorul cu totul, da. Ce se întâmplă aici? Adică ce crezi că, ce defecțiune? Probabil că ori a picat turbo-ul la mașină, că sigur e turbo diesel motorul ăla, sau dacă nu motorul cu totul. Dar, nu, e clar, da, acest hammer va fi tras pe dreapta și va fi folosit drept coteț pentru găinile armatei. Se vor muta niște găini în mașina aia. Da, garantat. Eu, te blochează și traficul, nu se mai înțelege nimic, a rămas... Dar ce acolo? Ce sunt alea? Mitraliere? Ce sunt? Da, alea? Sunt mașini cu turetă, nu? Dacă nu cumva. Da. Dar de ce e așa mică? Deci că e aparat de la de fotografie, de la... Păi mă gândesc că... Păi stai, mă gândesc că nu e completă. Și... Nu știu. Ia de stop. E un tun, nu e mitraliere. Ce e aia? Nu știu. Par să fie, pare că arată ca ochialele alea din, da, orașele, exact, turistice. Exact. Să te uiți în cap, da, da, așa e, așa e. Ăștia cred că sunt băgători de seamă, cred că este... Ăștia fac scouting-ul. Da. Ăștia fac scouting-ul. Da. Și după aia trimit, da. Da, da, presupun, nu știu, adică, băi, tot respectul pentru armată, sincer. Adică pentru, nu pentru, stai, tot respectul pentru oamenii care se duc în armată. Da. Asta, corect, da. Corect, asta, da. Tot respectul pentru oamenii care se duc în armată și la nivel de intenții și la nivel de sacrificiu personal pe care îl fac. Devotament, da. Tocmai în ciuda condițiilor nasoale care și, s-au tot, exact, prezentat, pe care s-a tot scris. Deci tot respectul pentru oamenii în armată. Noi nu ne legăm de oameni, ne rugăm de
starea, condiția pe care condiții, o are, da. Și condiția, da. Și seriozitatea cu care se tratează acest subiect. Da, pentru că la fel ca și la servicii și poliție și așa mai departe, dar cred că e mai mult în servicii și armată, și organele de verificare și mecanismele de verificare nu cred că sunt foarte grozave. Adică ce se face cu banii, în ce se bagă, ce se întâmplă, adică nu știu cât de bună e planificarea aia. Și cât de bun e controlul asupra cheltuielilor, asupra, sunt păi, sigur. Sunt niște milioane care se bagă în echipa de fotbal a Stelei doar ca să existe echipa de fotbal a Stelei. Deci echipa a de armate, fotbal a Stelei există Steaua. Păi există Steaua. Care e într-un care e echipa de fotbal undeva. A armatei, da. A rămas, e armata, a rămas, da, cu brandul. Da. Și da, doar ca să existe. La ambiție așa. Da, da, da. Și cu milionul ăla de euro poate le-ar face și la studenții aia camerele și le-ar da ceva de mâncare să nu plece 150 de studenți prin spitale cu toxinfecții alimentare și tot felul de chestii. Așa că... Așa, și mai avem ceva de la paradă. Stai că e greu. Am un deja vu cu asta, nu știu dacă am văzut-o sau dacă am discutat-o la LCN sau așa, dar o vedem din nou. Canine ale... Da, K9 unit. Cățaua cu pui? Da. E clasica, exact. Cățaua cu pui care apare la paradele de 1 decembrie. Eu îmbrățișez acest gest, că n-au gonit-o, știi? Băi, e și parada ta. Da. Un pic. E și parada ta. Cățaua cu pui, câinii, da, patriei. Asta e. Asta. Exact. Da. Să trăiască câinii patriei, să trăiască România, să trăiască Moș Nicolae. Sper că a venit Moș Nicolae la voi. Filmul meu chiar e Moș Nicolae. Sperăm că a venit, sperăm că a și plecat. Că sperăm că v-a adus și nu că v-a luat. Exact. Și să ne revedem sănătoși. Cu bine, cu bine în episodul de membri. În episodul de membri. Vă pupăm cu drag. Pa! Pa!